Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou episod din seria în care vorbim despre cum anume colaborează mintea noastră cu corpul nostru pentru a crea bunăstarea generală de care avem nevoie, credem noi, în viața de zi cu zi. Povestim despre asta pentru că mintea și corpul nu există separate una de cealaltă, cel puțin nu deocamdată, și depind foarte, foarte mult în sănătatea pe care, de care se bucură fiecare dintre ele. Am vorbit până acum despre Somatic Experiencing cu Corina Ionescu, am introdus asta în această serie ca să vedem cum arată practici pe corp pe care le putem, le putem face. Am vorbit despre importanța mișcării fizice cu Andrei Anca, iar astăzi este rândul respirației. Și vă spun câteva gânduri de început. În viața noastră, între prima respirație pe care o luăm și ul ultima, pe medie, avem cam 23.000 de, de respirații pe zi, adică un total de 671 de milioane de respirații în întreaga viață. Cu toate astea, întrebarea pe care o adresăm ea astăzi este, știm oare cu adevărat să respirăm corect? Respirația în momentul ăsta începe să nu mai fie neapărat văzută ca un act conștient, pentru că asta e ceva ce facem cu toții, ci mai degrabă ceva care are nevoie să se întâmple conștient. Iar astăzi o să povestim cât de în detaliu putem și despre exact de ce e important să respirăm în mod conștient. Înainte să vă fac cunoștință cu invitatul meu de astăzi, vreau să iau un moment și să le mulțumim partenerilor noștri din această serie, prietenii de la Dorna, care au înțeles importanța subiectului ăstuia de conversație, au înțeles de ce e important să vorbim despre echilibrul ăsta între minte, corp și cum arată bunăstarea noastră totală în, în mixul dintre ele două și, totodată, să nu uităm că cei de la Dorna dincolo de a fi preocupați de sănătatea fizică individuală sunt implicați în tot felul de proiecte care vizează și sănătatea mediului înconjurător. V-am promis că vă fac cunoștință cu invitatul nostru de astăzi, așa că vreau să îți spun salutare, Emma, bine ai venit, îți mulțumim tare, tare mult că ești aici. Salutare tuturor! Bună, Luciana! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur enorm să fiu aici! Și eu și abia aștept să povestim, căci sunt sigură că o să învăț o groază de lucruri de la tine, Emma. Vă spun și câteva cuvinte despre Emma, Emma Barbă pe numele ei întreg. Este ghid pentru yoga și respirație și e senior practitioner mindfulness coach, Parte din comunitatea Neuro Mindfulness Institute, despre care voi ne-ați mai auzit pe noi povestind. Totodată, Emma este fondator al proiectului Bright Living, în care de 2 ani creează cursuri online pentru respirație, meditație și yoga în limba română, ceea ce cred că e extrem, extrem de util. Uh, Emma, spunem te rog. Cum noi, cum spuneam încă de la din introducere, de respirat respirăm cu toții, cât timp suntem în viață. Întrebarea mea este cum anume a apărut la tine preocuparea asta pentru a respira conștient, de unde până unde? Mă bucur tare mult că respirația devine un subiect din ce în ce mai cunoscut și mai popular în România. E un lucru la care nu mă așteptam și nu mă așteptam nici ca eu să învăț despre asta la un moment dat în viața mea. Pentru puțin context, am fost întotdeauna un copil foarte bolnăvicios. Încă de la vârsta de două luni făceam antibiotic, injecții, aveam un sistem imunitar foarte scăzut și... Copilăria mea a fost fără înghețată, fără lucruri normale de copil. joacă afară în zăpadă, pentru că imediat a doua zi era în spital. Deci cam asta e contextul de la care plec. Și răcei repetate în fiecare an nu era neapărat ceva ce-ți dorești în viață, să trăiești, să fii întotdeauna bolnav răcit, cu nasul în și așa mai departe. Și odată cu mutarea la București, la 19 ani, a culminat toată treaba asta cu diagnosticul de astm, care m-a făcut pe moment să cred că cam asta a fost până aici, asta e viața mea, nu o să arate altfel, nu voi putea să fac sport ca toți oamenii normali vreodată, nu voi avea viața normală. Și totuși ceva în mine îmi spunea că mai, nu e așa. Trebuie să fie ceva, trebuie să fie, trebuie să fie o metodă prin care să pot să am o viață normală. Și am găsit-o în viața mea de dinainte, în viața de nu de corporație, dar de ONG mai degrabă. Am început să practicăm yoga la birou cu colegii și a fost ceva foarte nou pentru mine. Yoga în holul intermediar dintre două birouri, acolo făceam yoga cu două colege și a fost ceva wow pentru mine să descoper cum mă pot simți în momentul în care mă conectez cu corpul meu, în momentul în care respir profund, mă mișc. Am căpătat o dependență de yoga, din momentul respectiv trebuie să recunosc și fast forward câțiva ani mai târziu, am zis, eu trebuie să învăț asta în India, acolo unde a început. Oamenii veneau spre mine, îmi cereau să le explic, să le arăt cum fac, de sunt incen ce mai calmă cum fac de uh, sunt incen ce mai bine, și nici nu mai aveam atât de mult de recel. Deci aveam foarte multe motive și o stare foarte bună de la yoga. Tot asta m-a făcut să îmi dau demisia de la jobul la care eram atunci, pe care îl iubeam foarte mult, și totuși am ales uh, altă cale. Am mers în India. Unde nu m-am așteptat să dau de respirație, de exerciții de respirație. M-am dus acolo să învăț cam ce cred majoritatea oamenilor că se învață în România: posturi, poziții, asane, să stai într-un anumit fel, să te miști într-un anumit fel. Și îmi aduc aminte momentul când am aterizat, că așa se simțea, într-o sesiune cu respirații, acolo în India, în prima zi de la școala de yoga mai aveam un pic și... când um, Credeam că o să reșim. A fost ceva destul de intens pe moment și ne fiind obișnuită să respir în felul ăla și totuși m-am simțit foarte bine ulterior. Um, repetând asta în fiecare zi, în fiecare zi, în fiecare zi, am observat că îmi gestionez emoțiile, am observat că mă simt din ce în ce mai bine și Ajungând acasă, am mers iarăși la medic pentru astm, pentru controlul de rutină. Între noi fie vorba, nu mai simțeam nevoia de inhalator, așa cum era înainte, nu mai luam niciun fel de pastile, uh, răcelile erau cumva de domeniul trecutului până în punctul respectiv și vizita la medic doar a fost o confirmare că nu mai am nevoie de niciun fel de tratament, nu mai am niciun fel de as. Ceea ce pentru mine a venit uh, nu neapărat ca o surpriză, într-un fel știam deja <laughs> chestia asta, a venit doar ca o confirmare. De asta cred atât de mult în puterea respirației și în ce poate face ea pentru noi. Și de-abia atunci am început să și studiez, doar după ce am văzut efectele pe mine însă. Deci de asta m-am trezit eu, nu peste noapte, ci încât pe parcursul a mai mulți ani, că da, respirația este ceva care ne transformă. Uhum. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru împărtășire, rema și vreau să punctez o idee aici, că ai spus prima dată când am încercat, am crezut că o să leșin, și mi-aduc aminte, prima dată când am încercat, eu o să vorbim puțin mai târziu un episod și despre anumite tipuri de respirație, dar cred că se cheamă 448. Inspir 4, țin aerul 4 secunde și expir timp de 8 secunde, corect? Da, sunt foarte multe tehnici și asta e una dintre ele. Pe asta vreau să dau dau exemplu și mi-aduc aminte că prima dată când am încercat să fac asta, expirul ăla pentru 8 secunde, m-a făcut să mă simt, simțeam că plămânii mei sunt stafide în momentul <laughs> ăla, că nu mai e niciun pic de aer care ar putea să iasă din ei. Ce vreau să punctez cu gândul ăsta e că, așa cum ai povestit-o și tu, e un proces doar pentru că respirăm suntem uh, uh, practicanții respirației, fie că vrem, fie că nu, pe tot parcursul vieții, nu înseamnă și că știm să o facem corect exact. și nu înseamnă și că o să ne fie foarte, foarte ușor încă de la început. Exact, exact. Mulțumesc tare, tare mult. Emma, ai povestit de tot parcursul ăsta care practic la tine s-a tradus în final în o serie de afecțiuni fizice, de dificultăți de sănătate care n-au mai fost sau n-au mai fost atât de puternice. Aș vrea să pornim cu asta. Care e legătura între respirație și sănătate fizică? După ce am început să studiez, încercând să aflu ce mi s-a întâmplat și um, ce s-a întâmplat și cu clienții pe care îi aveam la respirație, am descoperit că respirația de fapt are legătură cu tot din corpul nostru, cu sistemul cardiova cardiovascular, are legătură cu uh, starea de calm sau de anxietate, da? cu sistemul nervos simpatic sau parasimpatic, are legătură inclusiv cu digestia, are legătură cu, uh, dacă avem sau nu, probleme digestive, cu sistemul imunitar, inclusiv cu forma feței noastre, inclusiv cu forma maxilarului, adică respirând prea mult pe gură, de exemplu, și nu atât de mult pe nas, putem uh, în timp, ce se întâmplă este că fața noastră devine din ce în ce mai mică, mai înghesuită, când ar trebui să avem mult spațiu și mult loc pentru aerul care vrem să circule pe nas. Deci, um, pentru cineva care își dorește uh, o viață lungă, mai e și asta, dar longevitatea. Apropo, uh, un studiu arată că dintre toate lucrurile pe care le putem face pentru a ne crește longevitatea, de genul să mergem pe jos, să facem sport, uh, să avem o viață calmă, a ne crește capacitatea pulmonară este cel mai de impact. Pentru mine, asta a fost foarte, a fost pur și simplu wow. Uh, și dacă avem acest obiectiv și intenție de a avea o viață lungă, în primul rând, dar și sănătoasă, cu un sistem imunitar echilibrat, cu o stare mentală și emoțională echilibrată, dacă avem obiectivul de a ne îmbunătăți memoria, capacitatea de învățare, atunci avem nevoie să știm cum anume să respirăm, nu doar, nu doar să respirăm, nu doar să știm o anumită tehnică, ci să știm cum anume ce fel de respirație am nevoie să aplic într-un anume moment. Și de ce e foarte important să știm despre respirație? Pentru că la voi a fost un episod acum recent cu stresul uh -huh. și aș vrea să plusez un pic pe el. Dintre toate metodele de a reduce stresul pe care eu le iubesc, de genul meditație, yoga, masaj, dar ce nu vrea să meargă la masaj, respirația este cea mai rapidă și este instantă. De exemplu, într-un. Într-o confruntare. Poate nu ai timp să spui stai puțin, interlocutorule, eu mă duc până la baie, fac o meditație de 10 minute și vin înapoi. <laughs> nu prea merge, ai nevoie de ceva instant și atunci poți să îți aduci aminte să îți reglezi respirația în așa fel încât să îi comunici uh, creierului emoțional că ești în siguranță și uh, este tot în regulă acum, nu trebuie să intri pe fight sau flight sau freeze. Uh -huh. Și uite, apropo de cei comunici cărerului respectiv, ce modificări se întâmplă da. în momentul în care respirăm conștient și corect și practicăm tehnici care sunt potrivite pentru situația și experiența respectivă, cum anume ne impactează specific respirația? De exemplu, um, o să încep cu partea negativă, <laughs> cum ne impactează negativ dacă nu respirăm corect. Uh -huh. Și ca să explic un pic ce înseamnă, de fapt, o respirație corectă și cum ne impactează dacă nu respirăm corect, vreau să vorbesc puțin despre mecanica respirației. Okay. Deci, orice respirație, și o să fac așa ca o călătorie, da? deci călătoria respirației care începe de, din dreptul feței noastre, în majoritatea timpului de la nas sau de la gură. Uh -huh. Uh -huh. Și aici este primul lucru pe care vreau să-l punctez și poate cel mai important, că respirația e important să fie în majoritatea timpului pe nas. Uh -huh. A nu respira pe nas duce la foarte multe probleme de sănătate, uh, duce la o imunitate scăzută, duce la apnee în timpul somnului, care e un lucru chiar îngrijorător, uh, duce la sfărăit și la multe altele. Din păcate, majoritatea oamenilor, uh, sau cel puțin ce aud foarte des în jurul meu, e, am nasul fundat, nu pot să respir pe nas, mi-este foarte greu să respir pe nas. Și ce vreau să punctez aici cu cât mai puțin respirăm pe nas, cu atât mai greu ne va fi să facem asta. E ca un mușchi. Dacă nu te duci la sală sau dacă nu, nu mergi, nu știu, două săptămâni, la un moment dat se atrofează mușchii tăi. E bine, respirația noastră nazală este la fel. Poate este un pic mai greu la început, pentru că nu ești obișnuit neapărat să faci asta, dar trebuie să facă parte din exercițiul meu. Și pentru cei care ascultă, aș vrea ca pe durata acestui podcast, episod, să practicați respirația nazală pe cât posibil. Și unii vor spune, da, Emma, da, am de viață de sept, am sunt tot timpul fundat. Există metode de a ne decongestiona și e important să apelăm la ele. Poate nu va fi ceva foarte ușor de aplicat din prima, adică dacă toată viața ta ai respirat doar pe gură, va fi destul de greu să tranziționezi brusc. Însă e ceva ce practicăm și exersăm în fiecare zi și devine din ce în ce mai ușor. Îmbrânătățește și până și somnul și Imunitatea într-un mod foarte, 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 foarte puternic. Noi, în dreptul nasului, avem un compus care se numește oxid de azot. Acest oxid de azot funcționează ca o barieră împotriva agenților patogeni. Dacă noi nu respirăm pe nas și respirăm pe gură, nu beneficiem de. de nu avem filtrul ăsta. Nu asta, practic filtrul practic asta, exact. Nu se aplică filtrul ăsta și. Din păcate, uh, oxidul de azot nu e ceva ce avem tot timpul, nu e ceva ce avem uh, permanent în sinusurile noastre, ci este ceva ce are nevoie să fie restaurat. Ok, deci cu alte cuvinte, dacă nu-l folosesc... Corpul meu o să conchidă că nu e nevoie neapărat să facă secreție de oxid de azot și o să se întâmple mai puțin. Exact, uh -huh, exact. Uh -huh. Și îl putem restaura nivelul de oxid de azot prin respirație nazală, prin humming, fredonat, da, respirația nazală, da. Deci, practic, a respira pe gură duce la foarte multe probleme de sănătate pe care inițial poate nu le asociezi cu respirația pe gură, dar ele au legătură între ele. Bun, călătoria respirației. Dacă ne ducem mai jos, ajungem în dreptul toracelui și diafragmei, da? unde majoritatea oamenilor respiră foarte, foarte mult toracic. Respirația toracică, care practic nu ne folosește întreaga capacitate pulmonară, este ceva ce ne creează stres, este ceva ce... Uh, ce ne îmbolnăvește, pur și simplu, a ne iarăși sistemul imunitar. De ce e foarte important să respirăm abdominal, în propriu spus, de fapt e respirație diafragmatică și pentru cei care sunt acum acasă, chiar aș vrea să... Uh, să verificați în acest moment cum anume respirați, oriunde sunteți, da? Hai să facem un exercițiu practic. Hai. Deci, ca să, ca să știu că nu respir toracal, Uh, spunem te rog dacă am o înțelegere corectă, ar trebui să pot să simt să, să simt uh, zona de sub uh, coaste, abdomenul, zona exact. abdominală, că se uh, extinde exact. în momentul respirației, exact. se expandează, corect? Exact. Deci uh -huh. în momentul inspirației, abdomenul trebuie să se umfle ca un balonaj, așa cum fac bebelușii. Dacă ne uităm cum respiră uh -huh. bebelușii, ei nu au nevoie de explicații, deja respiră abdominal. Și putem face asta prin a ne aduce palme sau o palmă în dreptul abdomenului. Și atunci când inspirăm, încercăm să ghidăm aerul până în abdomen și să permitem burtica să se umfle. Și abia apoi pieptul și poate că ne ridică puțin postura. Uh -huh, uh -huh. Asta e o inspirație și pe expirație abdomenul se desumflă ultimul. Ok, ok. Și încercăm să desumflăm de tot abdomenul, nu doar să, adică poate forțăm un pic la început, pentru că avem nevoie să ne mobilizăm și partea inferioară a plămânilor, ceea ce de obicei nu, nu facem, adică e undeva acolo latentă, stagnată și nu e pusă la treabă, nu e pusă la mișcare. Ok. Deci, practic, pentru ultima această ultimă parte de expirie, eu trebuie să-mi și contract abdomenul exact. ca să, ca și cum aș face. Hm. Exact, ca uh -huh, și cum mai vrea uh -huh. să-ți aduci, să-ți lipești abdomenul de spate. Uh -huh. excelent. Pentru început, și dacă facem asta, vom vedea că la următorul inspir devine mult mai ușor uh, să respiri profund. Uh -huh. Adică, dacă avem o, o dificultate în a respira profund și abdominal, întâi expirăm profund, dăm tot aerul afară, ne asigurăm că am dat tot aerul afară cu... și apoi inspirăm. Și vom vedea că crește foarte mult capacitatea. De ce e așa de important să respirăm abdominal? De ce e a big deal chestia asta, că se tot vorbește? De ce? <laughs> În uh, dreptul uh, diafragmei avem uh, terminații nervoase care aparțin de sistemul nervos parasimpatic. Care, dacă ne aducem aminte de la conversațiile foarte foame de la Mind Architect, Călărețul și Elefantul, da, sistemul nervos parasimpatic ne ajută să avem o stare de calm, rest and digest, să avem o stare în care putem digera la propriu mâncarea, o stare de a putea răspunde într-un mod calm și sănătos. Aceste terminații nervoase, ele sunt. La propriu masate atunci când noi inspirăm abdominal. De să okay. ne calmează atât de mult uh, respirația abdominală, deși e o respirație foarte simplă. Abdominală, e în propriu spus, este de fapt, diafragmatică. Uh, e una dintre cele mai puternice, uh, unul dintre cele mai puternice instrumente pe care le putem folosi. Și deși acum am un curs de respirație cu câteva zeci de uh, tehnici. Tehnica aceasta, respirație abdominală rămâne una dintre preferate. Excelent, bun, deci luăm acasă Tehnica respirației abdominale Și din ultima idee pe care Ai spus-o tu acum Importanța înțelegerii idei Este că sistemul nervos nu e doar Aici și e În tot corpul și dacă tot am zis De aici, ți-aș propune să Ne ducem puțin și în creier Ce se întâmplă Care e relația dintre respirație Și creier, cum sunt Impactate rețelele neuronale Și așa mai departe mm -hmm. Uh, un lucru foarte important de știut că este că înainte de a ne modifica în orice fel respirația, uh, și vom vorbi și despre asta, dar înainte să vedem cum, dacă respir mai mult sau uh, dacă inspir mai mult și, sau expir mai mult, dacă îmi țin respirația sau nu, deci înainte să intrăm pe modificări și pe exerciții, e important de știut că simplu fapt că ne concentrăm pe respirația noastră, ne ajută foarte mult în creșterea puterii de concentrare, ne ajută foarte mult în învățare și în reducerea anxietății. Excelent. Deci voi, dragilor, dacă acum, până când ajungem noi propriu zis la practici de respirație, faceți doar ce a spus Ema mai devreme și anume încercați conștient să respirați pe nas cât timp povestim noi, e în sine, un pas înainte, asta, da? Exact, uh -huh. exact. Și a ne concentra pe respirație și pe senzațiile care apar în timpul respirației ne ajută foarte mult. Și o să explic puțin cum funcționează creierul nostru în sensul ăsta. Atunci când ne concentrăm foarte mult pe ceva, de exemplu, eu acum mă concentrez pe ce am de zis și vorbesc cu tine. Uh, în momentul ăsta, la mine se activează în moment, uh, foarte mult uh, rețeaua central-executivă a creierului, care mă face să am ca un fel de lanternă uh -huh. și sunt foarte concentrată pe ce se întâmplă aici. Este un lucru foarte bun în anumite momente, când am nevoie să dive, <laughs> să intru foarte profund într-un subiect și să mă concentrez, da? am focus. În paralel, uh, mai există ceva ce se numește rețeaua de proeminență, care mă face să pot... Sau în limba engleză, cum ați mai auzit-o de altfel la noi, asta este salience network, exact, nu? Exact, salience network, uh -huh. da, care mă face să pot cuprinde elemente din mediul meu. Prezente. Prezente, exact. Să pot cuprinde și integra în atenția mea, fără să îmi zboare atenția, fără să fug <laughs> din momentul prezent, um, Faptul că de exemplu, în timp ce vorbesc la telefon, trece tramvaiul pe afară și e ok, adică doar trece, îl pot cuprinde în atenția mea. Zboară păsările, orice, orice lucru din mediul înconjurător. Și mai este o rețea care se numește default mode network sau rețeaua implicită care spune practic că mintea noastră este plecată la plimbare. Aha. Adică mintea noastră e undeva. De exemplu... Face lucruri când facem daydreaming, când nu suntem propriu zis atenția acolo, nu? Exact. De uh -huh. exemplu, mă uit pe telefon și scrollez așa random și văd că cineva este în vacanță și mă gândesc ca de ce nu sunt și eu în vacanță, dar vreau și eu în Bora Bora <laughs> uh, și încep să mă gândesc la tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu momentul prezent și mintea mea construiește povești peste povești peste povești și nu este în niciun caz relaxare. Uh -huh. Pentru că starea aceasta, din păcate, a default mode network e asociată cu depresia și anxietatea. Există o asociere foarte, foarte, foarte puternică. Și atunci, ce treabă are asta cu respirația? A ne... a, aș, dacă îmi permiți, aș da. vrea să ne oprim puțin asupra ideii ăsteia. Um... Default mode, mode network cu respectiv, felul în care, în funcție de ce predispoziție avem noi, felul în care ne zboară mintea, e ceea ce e asociat cu, cu depresia și cu anxietatea, dacă avem poate predispoziții genetice sau date de experiențe anterioare. Default mode network-ul nostru o să funcționeze diferit, o să creăm povești. Diferite care să ne ducă mai degrabă în direcția aia, așa arată asocierea? Exact, exact. Uh -huh. Și fără niciun fel de predispoziție anterioară, doar a petrece foarte mult timp în acea stare. Ok, ok. Crează uh, mediul uh -huh, <laughs> propice uh -huh. pentru, pentru depresie și anxietate, din păcate. Deci sunt uh, legături directe făcute. Uh -huh. Și atunci, noi ce putere avem asupra acestei informații, sau ce mi-au eu din informația asta, ce să fac cu ea, e important să avem momente în care ne antrenăm atenția ca mintea să nu, mai, nu ne mai zboare atât de mult. Să ne zboare mintea este ceva normal și natural toată lumea, în timp ce ascultă acest episod, poate să mai gândește și la altceva sau în timp ce te concentrezi pe ceva, îți mai zboară mintea. Este perfect normal. Nu e nimic de judecat și poate că, nu știu, cei mai experimentați, meditatori, în momentul în care meditează, reușesc să nu le mai zboare mintea și la altceva. Însă, a face exercițiu de a ne aduce mintea înapoi, ca atunci când mergi pe stradă de, cu un copil de mână și copilul el ce va face, că nu e foarte experimentat, zboară, se duce, zboară, aha, <laughs> merge, aleargă. Treaba ta, ca părinte, este să îl aduci apoi din nou și din nou și din nou, fără judecată. Și asta este starea de mindfulness. Și, de fapt, mindfulness, așa cum, cum e în definiție, este capacitatea de a fi prezenți cu ceea ce este aici și acum, într-un mod uh, deschis și fără judecată. Adică eu mă pot uita la ce este în fața mea, pot primi ce este în fața mea, fără a îmi crea povești, fără a uh, construi foarte multe narrative peste asta și cum ne ajută respirația și ce legătură are respirația. Ideea este că în meditație și în mindfulness, de obicei, pentru a ne antrena Mintea și atenția și concentrarea, avem nevoie de un obiect al atenției. Mm -hmm. Și respirația este obiectul atenției, mm -hmm. adică simplu fapt că mă concentrez pe cum se simt atunci când inspir, ce senzație am, poate în dreptunărilor sau în dreptul abdomenului și cum se simt atunci când expir, în același timp integrând elemente din jur, adică pot să suport faptul că în timp ce fac această practică de mindfulness. Uh, trece tramvaiul sau uh, sună telefonul și nu încep să mă activez. Mi a, mi s-a stricat practică. De ce? M-a sunat, nu știu care, cum. Nu, pot să integrez, mă concentrez aici uh, și, ceva foarte important, pot să-mi integrez gândurile. Adică îmi permit să am și gânduri ca și cum a zburat niște păsări fără să mă cramponez de ele, fără să zic Aula, am avut un gând, gata, mai meditația mea e, nu a fost bună și a, cu asta ne ajută respirația încă de dinainte de a începe să modificăm. Sper Excelent. că are sens. Da, are foarte, <gânt> foarte mult sens. Ce înțeleg eu, Ema, și vreau să validez cu tine, că, practic, noi atunci suntem într-o poziție de simpli observatori, ai ce uh, e în interiorul nostru, respectiv, ce ne înconjoară, corect? Exact, mm. exact, exact. Și atunci observ și respirația, îmi țin, îmi țin atenția concentrată voit pe respirație, dar în același Așa. timp, din când în când, o să fie, o, uite și-o pasăre, și-a trecut pasărea și ne întoarcem la atenția pe respirație. Exact, și dacă mm -hmm. am avut 5 minute în care mi-am propus să mă concentrez pe respirație și mi-am adus mintea înapoi, ori de câte ori a zburat, fără niciun fel de judecată, fără niciun fel de presiune interioară, este o meditație de succes. Mm -hmm. Mulțumesc tare, tare, mult. Aici vreau să fac o, un insert. Dacă vreți, o să vedeți și pe ecran niște slide-uri în care povestim despre efectele benefice ale meditației, pentru că așa cum am pornit încă din introducerea acestui episod, nu e doar o chestiune de minte, are efecte inclusiv asupra sănătății fizice și o să mă folosesc puțin de suportul meu de aici ca să mă asigur că vi le și spun corect și avem beneficii atât în ceea ce privește sănătatea fizică, cât și în ceea ce privește îmbunătățirea funcțiilor cognitive, calități sau comportamente prosociale mai multe și Extrem de multe beneficii în ceea ce privește reglarea emoțională. De exemplu, apar la capitolul funcții cognitive, apar modificări structurale ale creierului, apar modificări funcționale sau schimbări cognitive. Totodată, așa cum spunea și ema, crește sistemul imunitar, se îmbunătățește sistemul cardiovascular. La capitolul reglare emoțională, o să avem abilități mai bune de a ne detașa de emoții negative, o să crească emoțiile pozitive și o să descrească centrarea pe sine, în sensul în care avem poate mai puține griji și mai multă încredere în noi înșine și, nu în ultimul rând, comportamente prosociale sau calități prosociale precum compasiune. Empatie în ceea ce privește, uh, cred că de fapt e în ceea ce ne privește, și pe noi, dar și pe <laughs> relațiile cu ceilalți. Exact. Um, așa arată Emma? Așa e. Așa e și din experiență proprie. Uh -huh. Pot să confirm tot ceea ce ai povestit acolo. Bun, mulțumesc tare-tare mult pentru confirmare. Astea, practic, sunt uh, lucruri care ne necesită mintea. Da, am vorbit, ai vorbit tu mai devreme și despre rețelele neuronale implicate și, um, așa cum uh, l-am auzit la un moment dat pe Andrew Huberman spunând, uh, nu poți să controlezi mintea cu mintea. Atunci când trăim de turnări emoționale și funcțiile noastre prefrontale sunt mai degrabă dezactivate, e puțin probabil, cum ai spus și tu, să mai poți să-i mai spun interlocutorului meu, mă scuz puțin, eu am trăit o deturnare acum. Aleg să nu manifest furie în direcția ta și mă duc să fac 10 minute de meditație. <laughs> <laughs> uh, și atunci, mai degrabă, uh, putem să facem lucruri care să. A, să necesite corp. Și întrebarea mea aici este: cum putem să ne modificăm respirația în acord cu ce, cu ce vrem să obținem? Mm -hmm. yeah, și înainte să-ți răspund, plusez pe ce ai spus mai devreme, uh, cu faptul că respirația noastră e procesată în creierul nostru, în aceeași zonă în care sunt procesate emoțiile. Și e o legătură directă între respirația noastră și sistemul limbic. Okay. Adică. Mm -hmm. Aceea parte din creierul nostru, uh, creierul limbic, care se ocupă cu procesarea emoțiilor, adică întotdeauna vom putea apela într-un fel sau altul la respirație pentru a ne modifica emoțiile și o să explic exact cum. Când vorbim despre a ne modifica respirația, vorbim despre a modifica dacă inspirăm pe nas sau pe gură, uh, a modifica dacă respirăm abdominal sau toracic, ce am povestit mai devreme, dar și... Uh, Putem și modifica dacă inspirăm mai scurt sau mai lung, și dacă expirăm mai scurt sau mai lung, și pe ce anume ne concentrăm. Și o să explic un pic cum afectează starea noastră fiecare din, din acestea, pentru că e important. De exemplu, de fiecare dată când respirăm pe nas și nu pe gură, se activează sistemul nervos parasimpatic. Asta e un lucru clar la care putem apela când avem nevoie să ne liniștim. Atunci când inspirăm, ne crește ritmul cardiac, ne concentrăm mai bine, memoria noastră uh, e îmbunătățită, avem o stare mai alertă, mai de concentrare. E o stare în care poți să lucrezi, e o stare în care te uh, concentrezi pe lista de cumpărături, uh, e o stare în care funcționezi pe timpul zilei, da? Și inspirația ne ajută în sensul ăsta. Expirația și expirul ne ajută în calmare, în liniștire, în a ne reduce bătăile inimii, care e un obiectiv dacă simt că urmează un atac de panică. Un obiectiv este să-mi reduc um, tensiunea și rit ritmul cardiac în momentul respectiv și atunci știind asta pot să modific, de exemplu, într-o stare de panică sau simțind că urmează o stare de panică să expir mai prelung și să las expirul meu să nu fie unul... Foarte brusc, ci unul treptat, calm, lent. Și repetând asta de mai multe ori, voi ști că modifică Da, modific starea fiziologică. Da? Iarăși, o respirație calmă, lentă și profundă ne comunică creierului nostru mai primitiv și sistemului limbic că suntem în siguranță. Pentru că, dacă ei să ne uităm în vremurile de demult, atunci când venea leul după tine. Nu cred că respirai, hmm, ce frumos e afară, nu, dar te activai, respirația era scurtă, sacadată, ca să poți să răspunzi, ca să poți să, să acționezi și să reacționezi așa cum ar fi indicat în momentul respectiv. Uite, aici, dacă îmi permite, aș vrea să vin cu un exemplu, Emma, că ai menționat de atacurile de panică și mi-aduc aminte că pentru mine ce a funcționat ce foarte bine într-o perioadă în care am experimentat uh, atacuri de panică era că Abia acum îmi dau seama că eu și respiram, dar mă așezam pe podea pentru început. Aveam nevoia asta să, fiu, să știu că nu, nu, pot, nu pot să cad în nicio direcție. Și în respirație, în expir mai exact... <coughs> Era foarte uh, util pentru mine că în momentul în care expiram foarte profund simțeam cumva că și tot spatele mi se lipește de, de podea, că toată coloana e acolo, tot, uh, tot spatele se lipește de podea și îmi dau seama cum că asta venea, e mai degrabă un efect secundar uh, la ce ai povestit tu mai devreme, dar tot din expir venea și asta. Apropo de asta, citeam că prin respirație se poate vindeca și scolioza și alte lucruri care țin de dureri de spate. Deci e mult de, de discutat și de, și de studiat, dar așa, ca un fun fact. că nu cred că, te, nu, e, nu cred că e ceva la care te gândești automat, că da, prin respirație te vindeci de scolioză. Da, da, da. Exact. Sau te, îți vindeci durerile de spate, dar, dar așa se întâmplă. În același timp, dacă avem un moment în care trebuie să ne concentrăm. Avem nevoie de partea din noi alertă, avem nevoie de partea pozitivă a sistemului nervos simpatic și ne-a trebuit o activare simpatică de genul punei cafea, cafea, poate am deja o cafea, patam două și tot nu a funcționat. A ne concentra pe inspir este ceva ce ne poate ajuta. Deci putem respira într-un mod scurt și cu accent pe inspir într-un mod... Uh, pe o durată scurtă, astfel încât să vedem că imediat parcă ne-am trezit. Adică dacă am începe să să respirăm foarte scurt pe nas, cum e și o tehnică, se numește respirația focului. Am vedea că dintr-o dată avem mai multă energie, ne, uh, începe corpul nostru să secrete adrenalină, deci se întâmplă tot felul de lucruri care, uh, de care pe moment avem nevoie. Îmi trebuie activarea. De exemplu, eu când mă trezesc dimineața, îmi ia foarte mult să mă trezesc dacă nu fac aceste respirații și cu ele mă ajut să. A, devin alertă și capabilă să intru în zi mai devreme decât mai târziu. Se condez aici pentru că eu fac sport la 6 dimineața și mă ajută foarte mult exact înainte să, înainte, fix înainte de încălzire, înainte de orice formă de mișcare fizică, să fac asta ca să simt că devine mintea pentru început mai alertă puțin și e mai prezentă acolo și pot să pun și corpul în mișcare. Exact și un fel foarte important în care ne putem modifica este retenția. Și când vorbesc de retenție, aș vrea să demontez aici un mit, și anume faptul că dioxidul de carbon este ceva, a, un ca un gunoi, este un produs rezidual pe care vrem doar să-l dăm afară. Mai știți desenele la. de când eram mici, de la școală, cu copacii, cu circuitul oxigenului da, da, da. în natură, că noi expirăm dioxid de carbon care e rău, IC, și copacii inspiră dioxidul de carbon și ne dau oxigen, și dioxidul de carbon e așa ceva rău, ceva care nu ne place. Ei bine, a... În respirația noastră, și mitul ăsta este foarte prezent, că să inspirăm foarte mult să luăm mult oxigen. De câte ori ne ai auzit asta, Luciana? Să hai să respirăm mult ca să luăm mult oxigen. Uh -huh, uh -huh. Dar e ceva foarte întâlnit. Uh, ce se întâmplă e că, în absența dioxidului de carbon, nu poate funcționa oxigenarea organelor noastre. E și așa e așa și mie mi s-a părut. Adică. Ce se întâmplă? Și o să facem așa un pic călătoria oxigenului. Deci noi inspirăm și, într-adevăr, inspirăm cu mai mulți compuși, da, oxigen și dioxid de carbon și toate alea, care a, ajunge în sângele nostru prin alveole și în momentul în care ajunge în sânge se împrietenește foarte bine cu hemoglobină. Și ele stau acolo și călătoresc prin sângele nostru, lipite, lipite, lipite. În absența dioxidului de carbon, oxigenul nu se desparte de hemoglobină. Deci, cu cât uh, concentrația de dioxid de carbon este mai mică în corpul nostru, cu atât, uh, da, putem să avem noi foarte mult oxigen în sânge, wow, extraordinar, dar nu ajunge la creier, la inimă, la organele pe care de fapt vrem să le vindecăm, vrem să le oxigenăm. Exact. Și atunci a crea o acumulare de dioxid de carbon în sistemul nostru este un lucru foarte bun. Și cum putem crea această acumulare de dioxid de carbon prin a ne ține respirația câteva secunde. Când vom face asta, și uh, puteți încerca, dar nu la volan, sau dacă faceți ceva important acum, uh, atunci când ne ținem respirația, apare un moment în care mm, simți că nu mai poți și îți este foame. Se numește foame de aer. Și este de fapt efectul BOR. Așa se numește efectul BOR uh, sau foamea de, de aer care îți indică că ai acumulat foarte mult dioxid de carbon în corp și că ai avea nevoie să-l eliberezi. Dar, practicat pe o durată scurtă este un lucru foarte bun, pentru că fix în acel moment în care ne ținem respirația, fix atunci oxigenul nostru este făcut disponibil <laughs> pentru organe. Așa că într-un atac de panică sau înaintea unui atac de panică, sau când vrem să ne liniștim, a ne ține pentru câteva secunde respirația, mai ales pe expir, adică după ce am expirat, să ținem puțin aerul afară, fără a respira direct, și nu prea multe secunde, ca să nu mai ia și mai tare panica, <laughs> e un lucru care ne, poate, care ne poate ajuta. În același timp, a respira prea mult este ceva ce se numește overbreathing. Adică este posibil să iau prea mult aer și respirația pe gură ne face câteodată să luăm prea mult aer dintr-o dată. A lua prea mult aer deodată e ceva foarte nesănătos și care creează mediul Ideal pentru anxietate, pentru atacuri de panică și așa mai departe. Deci, aici plusesc pe respirația pe nans, da, că ne ajută să nu respirăm prea mult, să nu luăm prea mult aer. Bun, mulțumesc tare, tare mult și pentru asta, Ema. Fac o scurtă recapitulare, că ai vorbit tu de câteva mituri um, care există, sunt populare, despre respirație și pe care e util să avem în vedere că um, ar trebui să le demontăm, că nu sunt neapărat adevărate. Și avem odată mitul că dioxidul de carbon e ceva ce n-ar trebui să existe, ai mai spus tu și mitul că dacă inspirăm mai mult o să avem mai mult oxigen, uh, ai mai uh, vorbit despre faptul că mai mult aer înseamnă implicit și respirație corectă și că ar fi nesănătos dacă ne ținem respirația, dacă nu inspirăm uh, ne privăm cu totul de inspir. Mai e vreun alt mit popular pe care vrea să-l aducem în discuție? Poate cel mai popular și mai înrădăcinat în, în mentalul colectiv pe care eu, una, cel puțin, l-am văzut, e mitul acesta că, pe măsură ce înaintăm în vârstă, capacitatea noastră fizică, pulmonară, devine din ce în ce mai mică. Mm -hmm. Și aici aș vrea să demontez chestia asta, pentru că nu este nevoie să fie așa. Cu exercițiu și cu practică putem să ne păstrăm capacitatea pulmonară pe durata vieții și poate chiar să nu creștem. Adică poți uh, să ai mai o capacitate pulmonară crescută la o vârstă de 50-60 mai care să te ajute mai mult decât uh, capacitatea pulmonară pe care o aveai la 14-15 ani. De exemplu, adică exercițiul e ceea ce ne uh, prelungește viața, ne crește capacitatea pulmonară și nu este ceva dat. Gata, am, uh, înaintez în vârstă, uh, clar nu mai am aceleași funcții ca înainte, nu este complet opus, și poate un mit asociat aici este că odată ce ai deviație de sept, sinuzită cronică, asm, alergii și toate lucrurile astea, sau odată ce intri pe Uh, un cerc vicios de răceli Răceli repetate Nu mai poți ieși de acolo Asta e, ai fost diagnosticat cu astm Asta e, na, nu, mai, nu mai ai ce face Este complet greșit acest mit. Uh, sunt foarte multe persoane Inclusiv subsemnata uh, Care se vindecă Sau cel puțin își îmbunătățesc foarte mult condiția uh, În asm, În deviație de sept Și dacă îl ascultăm pe Huberman O să vedem multe confirmări în sensul ăsta Cu studiile lui uh -huh. Mulțumesc, tare tare mult. Uite, aș vrea să te invit să trecem la partea mai practică. Noi am adus deja în discuție uh, respirația abdominală, zi corect. Uh, abdominală, diafra scuze. diafragmatică, Așa. abdominală. Abdominală se folosește ca să, cumva ca un indiciu despre unde ar trebui să ne găsim aerul. Uh, atunci când respirăm, deci putem păstra abdominală. Ok, da. am vorbit despre cum e mai degrabă indicat să inspirăm sau să respirăm în cea mai mare parte a timpului pe nas, uh, mai mult decât pe gură. Știu că mai avem și alte um, tipuri de a respira, lent versus rapid, profund versus superficial, uh, care sunt câteva, uh, pe de-o parte, coordonate pe care să le avem în vedere și câteva tipuri de respirație și când anume le aplicăm aș vrea să te invit să facem chestia asta, practic. Mă, mă, mă ofer studiu de caz. Super! Păi o să explic ce vom face. Din research lui Huberman și din studiile recente, e un exercițiu care s-a dovedit a fi foarte eficient mai eficient decât, chiar decât meditația, chiar decât alte exerciții de respirație, nu că ele n-ar fi bune, sunt foarte bune, uh, și se numește physiological sigh, uh -huh. sau l-aș traduce oftatul fiziologic. Și el e în felul următor, dar ca să facem asta, o să ne îndreptăm puțin spatele. Ok. Așa. Și vom inspira de două ori pe nas, prima oară mai profund și a doua oară completăm. Yeah. Ținem și expirăm pe gură încercând să dai tot aerul afară și încercând ca expirul să fie ceva mai lung decât inspirul. Și apoi, din nou, Și, și în momentul nu. în care duc expirul la final, la fel cum ne-ai povestit tu mai devreme, la fel duc până când se golesc de tot plămânii și contract puțin abdomenul. Exact, are? abdomenul vine puțin în spate pentru a face loc cum ar veni. Putem să mai încercăm o dată? de deci ce ca un oftat. Care e cel mai vechi exercițiu? Uh -huh. da, asta facem cu toții. Putem practica asta oricând. Se poate face și în timp ce mergem, și în timpul întâlnirii cu șeful, și în timpul, nu știu, în timp ce facem un brainstorming pentru următoarea întâlnire de la birou. Ce se întâmplă în timpul fiziologic al saiului? Apare activarea sistemului nervos parasimpatic, adică creierul nostru înțelege că suntem în siguranță, dispare activarea simpatică, dispare starea de panică dacă era acolo. E, e ceva care ne face să ne simțim în siguranță. Și un alt exercițiu care ne ajută să ne echilibrăm uh, raportul dintre bătăile inimii crescute sau bătăile inimii mai scăzute ne ajută să ne, să ne echilibrăm pe toate aspectele și care implică și retenția, de care ziceam mai devreme că e bună. Este box breathing sau respirația pătrat, okay. care de ce, se numește așa că ne putem imagina un pătrat atunci când inspirăm, ținem respirația, expirăm, și ținem afară respirația. Ok, mai regulă. <laughs> da, deci și mai este și respirația triunghi, care, pe care, în care nu o să intru acum în detalii, dar uh, formele astea ne ajută pe noi să, să putem să vizualizăm, de exemplu, în timpul respirației, pot vizual, vizualiza un pătrat și asta Extrem mă ajută să... Util. Exact, mă ajută să rămân acolo. Și cum arată uh, ideal, se întâmplă pe nas, acest exercițiu, doar pe nas, fără, fără a implica gura în niciun fel și vom inspira pe nas în timp ce numărăm până la 4. Vom ține respirația, numărăm până la 4. Vom expira ușor pe nas, numărăm până la 4, și vom ține aerul afară, numărăm până la 4. Hai să încercăm împreună, vrei? 4, gata. Patru. Deci, pentru cei care ascultă, inspirăm fără pauze, numărăm până la 4. Ținem, 2, 3, 4. Expirăm, 2, 3, 4. Ținem afară. 2, 3, 4. Cam asta este exact box correct. breathing ul uh, Și numărarea de 4 poate fi schimbată. De exemplu, dacă mi-e greu 4, mm -hmm. încep cu 3. Mm. Și dacă îmi e prea puțin 4, pot să merg la 6, 7, okay, adică inspir... Deci, in pe de măsură ce construiesc abilitatea, pot să și cresc timpul pe care îl petrec. Exact. Rămân exact. însă laturile egale. Exact. Adică, mm. dacă am 6, am 6, 6, 6, 6, dar rămâne pătratul. Mm. Ce face box breathing ul Crează un echilibru în sistemul nostru nervos, ne ajută să ne. Calmăm, ne ajută să ne liniștim, și în același timp avem o stare de activare, dar bună. Și un lucru foarte important pe care îl face box breathing-ul și respirația abdominală este că ne masează nervul vag. Și nervul vag este foarte strâns legat de reducerea depresiei, de reducerea anxietății este strâns legat de o stare bună, de starea noastră, de a fi social, de a interacționa unii cu ceilalți, de a fi amabil, de a avea încredere unii în ceilalți. Deci, în cabinetele de psihiatrie sunt oameni care primesc un electrostimulator pentru nervul vag, pentru episoadele mai, mai grele, să zic așa, de depresie. Noi nu avem nevoie de un aparat, avem respirația abdominală, box breathing și așa mai departe. Bun, deci avem physiological sigh, avem box breathing, uh, mai știu uh, și vreau să te întreb despre ea, uh, mai știu că există și o respirație alternativă pe nări în care țin, inspir pe nara stângă și apoi expir pe nara dreaptă, cum arată și de ce se întâmplă asta? Uh -huh. uh, mă bucur că ai adus în discuție. Um, te provoc la un mic exercițiu. Să ne aducem uh, degetul mare în dreptul nărilor. Să aducem degetul arătător uh -huh. în dreptul nărilor. Uh -huh. Și inspirăm ușor pe nas. Și acum expiri normal. Și încearcă să observi dacă expiri mai mult pe o nară sau pe cealaltă. Adică ai putea să vezi o diferență între cât aer iese pe stânga și cât iese pe dreapta. Uh -huh. La mine e mai mult pe dreapta, la tine cum e? Cred că tot pe dreapta. Tot se pe încălzește, dreapta. pare că se încălzește <laughs> mai mult degetul pe nara dreapta. Exact. Um, Ideea este că nu respirăm egal în majoritatea mm -hmm. timpului și a respira mai mult pe nara stângă e asociată cu o activitate mai mare în partea dreaptă a creierului. Deci, sunt, nările noastre sunt, sunt foarte strâns legate de emisferele cerebrale. și atunci okay. când. Doar că sunt în X. Exact, uh -huh. în X. Și atunci când respirăm pe dreapta, există activitate în partea stângă a creierului. Așa cum probabil deja știm, pentru că este o informație foarte populară, partea stângă a creierului e asociată cu structură, cu gândire logică, cu rațiune și e partea masculină, dacă vrei, și partea dreaptă a creierului e asociată cu creativitatea, cu uh, empatia, cu gândirea și comunicarea mai degrabă non-verbală și e asociată cu partea feminină. Aici vreau doar să aduc, în, vreau doar să, să reamintesc, respectiv să vă propunem o resursă și anume Mindsight, cartea Mindsight-a lui Daniel Siegel, în care el vorbește destul de amplu, mi-aduc aminte acolo, despre integrarea bilaterală și despre ce anume um, se întâmplă cu fiecare dintre emisferele creierului, cum au ele roluri diferite. Um, vă încurajăm la asta tocmai pentru că noi nu putem să intrăm acum în detalii și... Um, am vrea să aducem atenția asupra faptului că asta e o, o simplificare. Dreapta nu-i doar creativitate, stânga nu-i doar logică. Exact. Și atunci există și un Brain Food în Mind Architect pe tema integrării și o, cel puțin o carte scrisă de Daniel Siegel în care vorbește amplu despre asta. Vă foarte încurajăm să le, să le parcurgeți. Îți mulțumesc mult că mi-ai permis intervenția mea. Mulțumesc că și eu recomand cartea, este, este wow. Um, și ce putem face pentru a crea mai multă integrare folosindu-ne respirația? E vorba de respirația alternativă. Vrei să o facem împreună acum? Da. Așa. Bun. Ne vom aduce palma dreaptă, de obicei, în dreptul feței. Ne vom, Cu degetul mare ne vom acoperi în ara dreaptă, adică vom închide. Sau putem pur și simplu și așa, dar așa m-am obișnuit eu una. Vom inspira ușor și lent pe stânga și încercăm să respirăm abdominal, adică nu se va auzi aici sus respirația, ci abdominal. La finalul inspirației, acoperim stânga și expirăm pe dreapta. După care inspirăm din nou pe dreapta. acoperim dreapta, adică o închidem și expirăm pe stânga. Și tot așa. Ce mai putem face, dacă pare confuzant, complicat la început, este dacă observăm că respirăm mai greu pe o anumită nară, putem să respirăm câteva minute pe zi doar pe acea nară. De exemplu, eu dacă am văzut că expir mai greu pe stânga, o să practic 5 minute de respirație doar pe nara stângă, acoperind nara dreaptă. Și cu oamenii de la cursuri văd rezultate foarte puternice în decongestie nazală cu exercițiul ăsta, în îmbunătățirea concentrării, ne ajută să dormim, influențează pozitiv și undele creierului, deci e un exercițiu foarte, foarte, foarte puternic. Excelent. Bun. Am vorbit despre alternanța nărilor și am vorbit și despre cele două emisfere ale creierului. Cum anume impactează respirația asta alternativă? Creează o activitate echilibrată în ambele nări. De exemplu, dacă sunt predominant. Cu gândire pe partea stângă, adică am foarte multă structură, am o gândire verbală foarte dezvoltată, și în același timp, poate sunt o fire foarte competitivă, adică vine cumva la pachet, o fire competitivă. Și aș avea nevoie ca în viața mea să dezvolt mai multă empatie, să-mi dezvolt mai mult la natura feminină, atunci mă pot folosi de această respirație pentru a-mi echilibra emisferele cerebla, cerebrale. Sau poate în activitatea mea. Am nevoie să. Am creativitate. Am nevoie de creativitate, am nevoie de o gândire care nu este foarte structurată, ci mai degrabă pe inovație, creativitate și așa mai departe. Mă pot folosi uh, de echilibru. sau poate sunt din contră. Am o. o am foarte multă creativitate, uh, dar am puțină structură și, din păcate, a avea partea dreaptă a creierului foarte, foarte activă sau a, a fi predominantă partea dreaptă a creierului, e uh, asociată și cu o stimă de sine scăzută. Uh, adică avem nevoie să avem un echilibru, uh, nici prea multă competiție, nici prea multă uh, așa anulare de sine, ca să zic uh -huh. așa. Integrarea uh, bilaterală despre care exact. Avem nevoie de această menționă, integrare sau... și respirația uh -huh. ne ajută în sensul ăsta. Uh -huh. Mulțumesc tare mult! Ema, uite, ne apropiem vertiginos de finalul episodului și aș vrea să te întreb la finalul um, exercițiilor astea practice cât anume le exersăm. E o practică zilnică, trebuie un anumit număr de minute în fiecare zi sau pur și simplu e atunci când ai nevoie de tipul ăla de respirație, o practici și asta este. Eu aș recomanda crearea unei rutine uh -huh. în jurul respirației, și ar trebui să facă parte din rutina de dimineață înainte de masă, cel puțin 5 minute, dar, desigur, dacă asta nu e ceva ce ne dorim neapărat să facem, putem să o integrăm cel puțin de 2-3 ori pe săptămână, atunci când simțim că avem nevoie. Însă ce-aș vrea să punctez aici că e mai bine să ne pregătim sistemul nervos decât să așteptăm în momentul în care avem nevoie să vedem dacă ne mai aducem aminte cum era exercițiu, oare mai știu, era 4, dar respiram pe nas sau pe gură, dar cum era. Cel mai bine în prevenirea unor atacuri de panică este să ne ocupăm de asta în momentele în care suntem deja calmi și liniștiți, adică ne pregătim și s-ar putea să scadă frecvența lor, să scadă uh, da, intensitatea și desigur în momentele activante, în care avem nevoie, le putem practica și atunci. Uh, de la un minut până la cinci minute pare puțin, dar dacă ne punem cronometru și chiar facem exercițiu. Nu pare, <laughs> nu pare puțin deloc. Deci, cum ar veni uh, varianta optimă e aia în care putem să ne folosim de funcțiile prefrontale și de capacitatea de a planifica, și mai. Uh, și o să fie mai puțină nevoie să intervenim cum spune colegul nostru, dorim pompieristic exact, <laughs> să stingem exact. incendiile. Exact. Și dacă ar fi o singură practică pe care o recomand dincolo de exerciții e respirația nazală. Deci să ne facem un obicei de a ne respira nazal mai ales uh -huh. atunci când dormim dar și atunci când ne desfășurăm ziua și inclusiv când facem sport. Pentru că respirația nazală are legătură directă cu anduranța și cu capacitatea noastră de a ne Menține um, pe durata unui workout. Mm -hmm. Dragilor, sperăm că n-ați uitat invitația mea de la începutul episodului. A trecut o oră, <laughs> dar sperăm că v-ați concentrat pe a respira nazal. Ema, îți mulțumesc tare-tare mult pentru conversația asta. Așa cum ai spus tu încă de la început, asta e o introducere. Um... Există multe resurse și există multe alte lucruri pe care le putem descoperi și integra pentru cei dintre oamenii care ne ascultă, care vor să te contacteze sau să parcurgă cursurile tale sau să vadă ce faci tu în general, unde te pot găsi. Cel mai simplu e pe www.mabarba.com unde avem o căsuță cu abonează de la newsletter și acolo uh, trimitem uh, informații, resurse și anunțăm cursurile, programele, retreaturile pe care le organizăm. Bun! Îți mulțumim tare, tare mult încă o dată și vă mulțumim și vouă că ați rămas alături de noi. Sperăm că ați rămas alături de noi până la finalul conversației și sperăm că dincolo de a fi petrecut ora asta respirând conștient o să încercăm să luăm cât, cât de puțin, eu știu sigur că o să încerc, cel puțin îmi iau angajamentul ăsta acum la final de episod și față de tine și față de voi, să integrăm ușor, ușor, în fiecare zi, în practica noastră de, de dimineață, tehnicile despre care am povestit astăzi. Mulțumim tare mult! Mulțumesc, Luciana, și tuturor, pe curând! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.